Primele semne de acne apar odată cu pubertatea, chiar de la 11-12 ani, având un apogeu la vârsta de 16-17 ani, zonele cele mai predispuse la acne fiind cele care posedă glande sebacee, fața, pieptul, umerii, spatele, brațele și coapsele. În apariția acnei sunt implicați factorii genetici, dar și factorii endocrini. Apariția acestei acne vulgare de care vă vorbeam, acele coșuri cu puroi înăuntru, trebuie făcută o cultură din ele să vedem dacă este sau nu o infecție cu stafilococ. Acnea creează două probleme majore. Prima este cea de estetică, deranjantă, iar a doua este dată de cicatricele post-acneice. În general, formele care sunt de acne vulgară pot să lase în urmă cicatrici post-acneice, care sunt definitive în ghilimele. Ce înseamnă în ghilimele? Dacă nu faci nimic pentru ele, rămân definitive și creează practic un aspect inestetic neplăcut tot restul vieții. În cazul în care nu este tratată corespunzător, acnea poate duce chiar și până la deces. Tot ce înseamnă acnee facială, dacă este incorrect tratată și presupune și o infecție în spate, poate să ducă în unele cazuri până la deces. Mecanismul este următorul. Venele și limfaticele care drenează practic fața, în unele cazuri, comunică cu venele și cu limfaticele din interiorul cutiei craniene, de la baza creierului. În aceste cazuri se pot produce tromboflebite de sinus cavernos. Este, dacă acest sinus este, că vă imaginați că este un lac cu sânge prin care trece o arteră, artera carotidă internă. Dacă acest sinus se inflamează și se și rupe, decesul este instantaneu, fără niciun fel de șansă de intervenție terapeutică, nici măcar dacă în acel moment ar fi pacientul pus pe masă, pregătită sală, făcută trepanație și neurochirurgul acolo. Deci șansele de supraviețuire sunt cazuri excepționale. În ceea ce privește tratamentul, sunt mai multe metode pe care ar trebui să le luați în calcul. Printre procedurile terapeutice recomandate de medici, putem enumera terapia prin laser, radiofrecvența, mezoterapia, dar și geluri, pansamente și bandaje cu silicon. Ar trebui să consulte fie medicul de familie, fie un medic dermatolog, să vadă ce tip de acne este în primul rând. În raport de tipul de acne, medicul va prescrie un anumit protocol, fie de investigații, fie de tratament. Poate să dea o ecografie abdominală, să vadă starea ovarelor, poate să meargă direct pe niște creme. Ideea este să nu-și facă automedicație, pentru că uneori, făcând automedicație, obișnim de fapt tenul cu anumite produse care poate chiar erau bune, dar folosite în alte doze și cu alte concentrații, iar în momentul în care ne obișnim cu acele substanțe, practic ne imunizăm la ele și nu mai au efect.